Dorel a intrat în acțiune. Muncitorii care lucrează la reabilitarea zonei centrale a municipiului Târgoviște, mai exact pe bulevardul Ice Brătianu, au lăsat sute de oameni fără apă potabilă după ce o conductă magistrală a fost spartă cu un excavator vineri de dimineață. Nu a durat mult și bulevardul s-a transformat într-un adevărat pârâu spre supărarea șoferilor care și așa sunt cei mai nepăstuiți de lucrările care se efectuează în Târgoviște în cadrul unui proiect de reabilitare în valoare de 78 de milioane de euro. O luăm așa și coșim. Se mai poate circula pe șosea? Greu. De unde e apa asta aici? Imediat cum au dat de bucluc, muncitorii care au spart conducta s-au făcut nevăzuți, însă la fața locului au ajuns salariații companiei de apă Târgoviște care au încercat să remedieze problema. Ia vedere, a venit gârla mare. Ce a venit? Gârla. Târgoviște, așa e cu Târgoviște asta, jale. Șantierul, ăștia de la conducta. Șantierul. La compania de apă. Noi. Dimineața la 9:30, când au dat cu cupa, au atins să facă căminul, am înțeles, și au dat cu o cupă și s-a stat. Și de scavător de aici, nu? Da, da, da. Constructor. Constructor. Și care lucrează în oraș, nu de la companie. Se pare firma Complis s-a agățat în timpul lucrărilor care le efectuează aici o conductă de apă. Nu știm exact care conducte. În zonă trec mai multe tipuri de conducte, și de azbo, și de peieu, și de oțel. Încercăm să tragem apa cu mai multe pompe. Deja presiunea începe să o reducem pe oraș, că nu avem ce face, să constatăm care e avaria. Bineînțeles, constructorul să o plătească, dar noi trebuie să remediem. Va fi oprită apa pentru remediere? S-ar putea doar să o reducem, să vedem. Până nu găsim exact conducta și vedem... Ce a fost agățată la lucrările de asfaltare? Sau? Nu, la lucrările de introducere a acestei conducte de pe eu, investițiile noi. Nu este pentru prima dată când muncitorii își dau cu stângul în dreptul în municipiul Târgoviște, compania de apă fiind nevoită să remedieze zeci de defecțiuni într-o lună.